Hei, salutare, eu sunt Alex Șerban și să vă arăt primul episod de Clash Royale. Da, nu am jocul de prea multe luni, cred că l-am doar de 3 luni. Sunt arena 10, după cum te vedeți. Am uitat cât a fost recordul meu, deci a fost un record cam mare. Am într-adevăr, cum vezi, la de cam... La Vahan de 2. Pot să fac mine un hor de 11, dar n-am bani. La shop am de log. Am mai avut Electro Wizard, Graveyard. Dar mi-am luat un la Vahan înainte să fie astea 3. Și mi-am făcut de 2. Dar o sper să... Mai pe ceva și eu ca să am bani. Da, după câte vedeți, noi în clanul nostru suntem pe locul 7. Sunt Carul 7. Avem un clan bun, dacă vreți intrați în el. Sunt pe locul 9 la acest, cu 31. Și să vă arăt meciurile de ce am scăzut. Scăzusem pe aici. Și să vă arăt nu știu, unde a fost victoria? A, uitați victoria. A fost o victorie mai șmecheră, pot să zic. Mi se pare că mă conducea cu 2-0 și că am făcut 3-2. El începuse foarte bine meciul, deci el avea categoric 1-0. N-am mai avut ce să-i bag. Într-adevăr avea și Liber Berens de 11. Deci Liber Berens de 11 e foarte OP. Faza asta nu prea a fost bună pentru mine, după câte vedeți. Deci până acum el a controlat categoric meciul, după câte se vede. Da, până aici am dat, cred că deloc, n-am fost atent. El avea un deck super OP. La faza, și după câte vedeți, avea Giant, Royal Giant de 11. Și înseamnă că e foarte bine pentru el. Vede cât damage a dat, deci a dat foarte mult damage, dar și eu, după câte vedeți, am dat foarte mult damage pe partea aceasta. Deci pe partea asta, cred că i-am luat taurul, nu i-am luat. Da, i-am luat. Și, surprinzător, da, deci a fost un 1, i-am zis că a fost 2-0. La faza asta mi-a luat turnul. Și a dat și damage mult pe King. Deci a fost o partidă foarte grea pentru mine. A dat destul damage pe King. Adică de la 4 și ceva, da, să dai 800 ceva, ceva damage. Și aici am făcut o treabă bună. Aici am luat turnul. Deci aici am avut un atac super OP. Și da, aici am câștigat meciul. Nu i-am mai dat nicio speranță. Uitați-vă și voi ce armată aveam. Deci, doar uitați-vă ce armată aveam. Deci, cred că sunt vreo 9 minioni și 6 pui de la Vahand. N-ai ce să-i montezi atacul ăla. Dacă n-ai Aerons, eventual un Rocket, un Zep sau un Fireball sau ce vreți voi. Așa, am și o soră, azi a picat Legendary Chest și noi credem că
că îi va pica Princess. Aici a mai fost un meci. Unde a mai fost? Aici a mai fost un meci greu. Da, avea executier, după câte ați văzut, după câte vedem. Dar executierul l-a folosit destul de târziu. Adică l-a folosit cam pe la ultimele secunde. Dar s-a descurcat bine aici, pot să zic. A băgat și un fireball și m-a rupt. Dar s-a băgat bine în încoră. Asta înțeleg. Deci a băgat de logo. Dar nu mai pas de ce a băgat de logo. Uitați-vă cât damage am dat. Și nu înțeleg de ce n-a folosit executierul cam în primele... În primul minut. Aici, da, a fost ca un fel prins pe apărare. Da, și cred că aici mi-a luat turnul. Nu știu dacă aici mi-a luat. Nu aici mi-a luat. Și aici am defăcat, dacă te vedeți foarte bine. Când i-am distrus switch alău și mi-a dat mai... Nu da câtva de neg. Și aici mi-a dat câtva de neg. Adică aici mi-a dat mult. Chiar foarte mult de neg. Da, băga mega minion. Eu am băgat de... N-am mai băgat deloc. Și așa am luat turn, dar până la final vă zic, cred că o să vedeți distrus turnul meu, dar și turnul lui. Am băgat acolo la Bahan, deci am fost bun atacul. Mi se pare că am băgat și mine pe ca la... Deci... Cred, da, aici atacul lui a fost legendar. Dar nu prea s-a descurcat bine pentru că și-a folosit cam toate cărțile de bază pe care le trebuia ca să se apere la mine. De exemplu, cum ar fi Fireball-ul. A folosit bine aici. Dar după ce am luat turnul, da, aici vedeți cât de ușor s-au desfăcat pui de la Vahan. Mai ales că am și la Vahan 2, eu sper o pe chestia. Și o să vedeți că aici a folosit executierul. Da, uitați, în primele 6-5 secunde, executierul am văzut că îi sper o pe. L-aș dori și eu. Poate o să-mi pice la clanțe și sper. Dacă nu, pe viitor, la un clanțe se mai poate. Sau nu neapărat clanțe. Din păcate, da, voi vreți să vedeți battle. Dar eu, din păcate, nu o să fac battle pentru că... Mie e puțin cam frică. Vreau să rămân arena 10. Da, nu că deranchez mult, dar vreau să rămân aici și vreau să văd ce se împice la shop. Acum, să ne uităm la un... După câte vedeți, uitați-vă cât am 60 de carduri din 68. Vedeți, am 3 legendarii la Vahan, Princess și The Log. Să-mi spuneți în comentariu dacă e bun deck. Deci asta vreau, dacă e bun deck-ul. Sau ce deck vreți voi să folosiți. Al doilea deck e cam ăsta. Un coleg are deck-ul ăsta și zice că e super OP. Poate la un eventual moment o să-l încerc. Că și mie mi se pare bun. Și de costa e când joc eu mai așa prietenii, mai pe King.
Și uitați, cred că se vede clar. Dacă vreți să intrați în acest clan, intrați cât mai repede. Ne trebuie oameni. Clanul se numește pur și simplu Yashi Friends. Dacă nu mai, dacă vreți să mai aflați cum se numește, pot să vă scriu un comentariu. Uitați, avem un clan destul de bun. Da, eu sunt pe locul 9, cu 203 donații din prima zi, deci am cele mai multe donații din clan până acum. Aceasta este sora mea, vă arăt Decuiei, Prinț, Valkyrine, Mini P.E.K.K.A, Euron, Skeleton Army, Witch, Giant, Minohort. E destul de bun pentru Arena 7. I-a picat legendarii chest și să vedem ce va pica. Un eventual princes cred că îi va pica. Aici e un prieten și cred că va face, nu știu, cred că va egala și el. Deci cred că va egala și el. Nu știu, da, egalează. Dar are destul de probleme pe celălalt turn, cam după câte se vede. Asta se o să trebuiască să se apere bine la Hog Rider. Cam asta era problema. Hogul. Și de ce nu putea să câștige? Deci poate să și câștige. Oh, un match foarte bun și victorie pentru el. Mihai YouTube e un coleg de-al meu și e un coleg foarte bun. Are un deck bun. A ieșit, a făcut un meci bun. Acesta este deck-ul lui. Dacă mai vreți și alte informații, puteți să scrieți în comentariu. Și cam asta a fost episodul. Vă rog să vă abonați dacă v-a plăcut. Eventual să-mi trimiteți întrebări în comentariu și eu o să vă răspund cu siguranță. La revedere, sper că v-a plăcut.